Joi, 4 februarie, a avut loc la Galeria de Artă Valer Suciu din Turda prima expoziție personală a tânărului artist Teodor Romilă. În vârstă de 20 de ani, Teodor este student la secția grafică a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Pasiunea pentru desen a descoperit-o încă din copilărie, iar de atunci Teodor a exersat și s-a perfecționat, ajungând azi, la 20 de ani, la prima sa expoziție personală. Cristina Oprea, referent la Casa de Cultură din Turda, gazda evenimentului, a ținut să precizeze. Avem un eveniment deosebit, un început de an frumos, pentru că în galerie, în această seară, există un tânăr plin de vise, cu foarte mult talent și care și-a marcat destinul prin creație, un început frumos și bineînțeles că noi toți, în această seară, asistăm la debutul tânărului Teodor Romilă. Claudiu Cândea, conferențiar universitar doctor la UAD Cluj-Napoca, prezent de asemenea la eveniment, a precizat. Aș intenționa să vorbesc despre Teo, să descriu evenimentul și ceea ce vedeți în expoziție din două perspective, dacă îmi permiteți, perspectiva pedagogului și perspectiva practicianului, colegului de atelier, dacă mă mai pot numi astfel decât cu noua meserie de profesor. Ca și coordonator al proiectelor de desen ale lui Teo, în cadrul Departamentului de Grafică al Universității de Artă și Design, recunosc la dânsul o reală înțelegere a gramaticii limbajului vizual, o stăpânire prodigioasă a tehnicii desenului în creion, care este primul rând spectaculară și este primul lucru care se observă și care șochează aproape pe lucrările lui. Vizibil emoționat, tânărul artist turdean Teodor Romilă a mărturisit. Așa cum orice artist își începe drumul în artă, am început și eu cu studiul individual al portretului, în primul rând, pornind de la ceva simplu, pornind de la studiul fiecărilor părți componente în parte, iar după un timp rezultatele au început să se vadă. În sala din stânga ar fi oarecum cele mai reușite portrete, așa, din vremea când făceam doar asta. Iar aici, în spatele meu, e o compoziție mai elaborată. Am încercat să continui prin a dezvolta propriile concepte. După prima expoziție personală, Teodor Romilă va pleca în Italia, unde își va continua studiile și totodată cariera artistică. Expoziția conține 16 lucrări în tehnica grafitului pe hârtie și va fi deschisă publicului timp de o săptămână. Shooting stars above the city lights.